Ne poate dire così. Crocheo. Poi ma da vinto. Vai, date dracu. Vai. Mașină, bă. Ori Popolești, ori gata. Două eleve de la liceul Traian Doda din Caransebeș s-au luat la bătaie într-o pauză. Elevele de 13 și 14 ani s-au tras de păr pe o stradă de lângă școala la care învață. Mai mulți colegi stăteau și le țineau galerie și chiar filmau scenele de agresivitate. Poliția s-a autosesizat și face cercetări după ce imaginile cu cele două fete de 13 și 14 ani care se bat pe o stradă din Caransebeș au apărut în spațiul online. Se pare că și conducerea școlii la care fetele studiază a luat o decizie drastică după acest incident. Elevii nu ar mai avea voie să părăsească curtea școlii până la terminarea orelor de curs.